Deci, vreau să vă spun că aveam prin casă niște resturi de gresie și eu nu aveam gresie pusă aici. După cum vedeți, uitați cum arată. Și ce m-am gândit să fac cu resturile acestea? M-am gândit să încerc să le pun aici. Deja am pus, după câte vedeți, am toate uneltele pregătite, creionul, ruletă, materialul, am creat deja și cu flexul. Este o problemă să folosesc flexul și am să văd cumva cum aranjez aici, să fac, nu mi-ajung, am toate culorile, deci nu mi-ajung plăcile, trebuie să pun altă culoare ca un fel de bordură, să pot să pun și în partea cealaltă. Pe mine nu mă vedeți pentru că eu filmez. Sunt singura acum, nu are cine să mă filmeze. Probabil o să pun camera în clipa și o să vă fac cumva lumina. Deci, asta este. O să vă arăt când am terminat. Bine, acum uitați-vă și voi. Sunt chiar profesionistă. Nu prea s-au așezat ele bine. Vedeți aici. Dar eu zic că le-am pus. Și adezivul ăsta este atât de bun. Parcă e super glu. Imediat se așează. Se lipește. Scuze. Deci, vedeți, o culoare, altă culoare. Asta e mai bej. Asta e mai, nu știu cum să zic, tot bej, dar al model. Să văd ce iese până la urmă. Ce să fac? Hai. O să vă arăt. Ne vedem mai încolo. Haideți să vă arăt și trandafirii mei, dacă tot sunt pe aici, pe lângă gresie. Uitați, ăsta este roșu. Este un pic profuit acum, că am tăiat cu flexul și s-a profuit. Mai am câțiva, dar sunt cam amărâți și nu prea au flori. Nu știu, e foarte cald, sunt 35 de grade. Uitați, ia uitați ce frumos este, este plin de flori. Vedeți? Alb. Îmi plac foarte mult trandafiri. Și câteva doricele. Gura lui. Ăsta nu are floare. Uitați asta ce floricică frumoasă are. Portocaliu cu galben. Îmi pare rău că nu sunt toți înfloriți. Au fost, dar din cauza căldurii s-au scuturat. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm resigned to trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away, so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall.
terminat de pus grezia. După cum vedeți, am și chituit-o. Așa arată chituită. Am chituit-o cu adeziv. Nu am cumpărat nimic special. Știu, trebuia să cumpăr, dar nu am avut timp. Și acum o să trecem la curățarea ei. După cum vedeți, aici am curățat surplusul de adeziv. Am și în partea aceasta. Se ia o șosetă de-a copiilor. De preferință una ruptă. Și începem să curățăm surplusul, care se va duce foarte ușor, se va curăța foarte ușor. Vedeți? A rămas perfect. Ia uitați cât este de murdară. Ia să vedeți cum, ia să vedeți cum fac eu acum lună. Vedeți? Șoseta copiilor facem noi. De aceea, când aveți șosete rupte prin casă, nu le aruncați. Țineți-le. Nu se știe niciodată la ce vă trebuiesc. Gata. Și acum o să curăț totul. I-a rămas și adeziv. Ah, și uitați ce am mai făcut. Pentru că aveam tot așa niște gresii, bucăți mititele. M-am gândit să le pun pe aici. Vorba lui mama, cine face și desface, toată vara are ce face. Nu este nici aceasta curățată, trebuie să o curăț. De atât am pus în kitul printre rosturi și o să o curăț după aceea. Și vă arăt la final! Haideți să vedem cum arată acum când am terminat. Ia uitați. Bine, trebuie să cumpăr și un covoraj cu welcome. Că ăsta e un preș pe care tot timpul mi-l cară, îl găsesc în curte. Îl cară câinii. Știți că am câini. Vedeți? Am făcut doar din resturi. Ce? Picasso era mic copil. Dacă el lua ochiul și punea în locul urechii, eu am luat gresia din magazie și am făcut ceea ce vedeți. Uitați cum arată și cum am făcut și la flori, bordura. Vă rog să scuzați cioara după fundal. Am un stejar în curte și acolo își fac ele de acum. Am și săpat un pic la floricele. Mi s-a ars și flexul. Frontul meu se duce încolo mult, vedeți? Mă gândeam să pun și acolo, dar s-a ars. Cred că cărbunii, nu știu, s-a oprit odată și nu a mai pornit. Și pentru fetelor, credeți pe bărbați. Când spun că ei nu știu să pună gresie și faianță, vă spun eu, știu, sigur, dar vă mint că așa poți să aibă mai mult timp liber ca să stea mai mult pe PlayStation, pe internet, pe Facebook, pe Instagram, pe
ce mai, unde mai stau ei. Deci, în final, arată bine, nu? Ce ziceți? Sper să vă placă. Ne auzim curând.